Poliinstrumentistul Leonard Zamă își sărbătorește ziua de naștere pe 16 ianuarie. La fel ca în fiecare an, artistul a fost surprins acasă de o echipă a televiziunii Intermedia. Maestre, ne-am dorit foarte mult să fim primii care să vă felicităm cu prilejul zilei dumneavoastră de naștere, așa că v-am pregătit Mulțumesc. Un tort de la prietenii noștri Mulțumesc de la Ambianța, din partea întregii echipe 10 pentru folclor și sigur că acest tort este Mulțumesc. Însoțit de un frumos aranjament. Mulțumesc împreună mult. Cu urările noastre de sănătate multă și tot ceea ce vă doriți dumneavoastră. Cum vă petreceți anul acesta? Le mulțumesc celor care ți-au dat și florile și tortul. Cu tot dragul și respectul față de dumneavoastră. Ne-am simțit la trecerea dintre ani foarte bine. Am fost la Revelion, am mai și cântat, am mai și dansat, de toate am făcut, știți? Ziua de naștere, cum vă petreceți anul acesta? Cu prietenii. Așa? Cu prietenii și cu familia. Cu familia, mai întâi cu familia și cu prietenii. Știi? Așa e bine. Dacă nu ai prieteni și nu ești familist convins, în viață pierzi. Întregul interviul filmat cu acest prilej îl puteți urmări joi 19 ianuarie de la ora 15 sau online pe pagina de Facebook Televiziunea Intermedia sau pe canalul YouTube cu același nume. Maestrul Leonard Zamă este originar din Corni, promovează folclorul autentic și instrumentele tradiționale. Artistul a fost descoperit încă din liceu și ulterior a și predat instrumentele tradiționale la Școala Populară de Arte Ion Irimescu din Suceava, după care a intrat în prestigioasa orchestră a ansamblului artistic profesionist Ciprian Porumbescu din Suceava, de unde a și ieșit la pensie. Pe parcursul celor peste 45 de ani de activitate artistică la nivel profesionist, a cules și a înregistrat sute de cântece devenite tezauri. Totodată, artistul a format generații întregi de instrumentiști din întreaga Moldovă și este membru fondator al echipei 10 pentru folclor. Pentru întreaga activitate a fost declarat cetățean de onoare al municipiului Suceava.